Și vreau să o termin, că nu vreau să fac risipă. Lumânarea asta cu cafe latte. Pui și cu broccoli, preferatele mele de altfel. Mergem la niște cumpărături la Lidl. Mi-am făcut și eu un outfit kind of drăgu. În picior am niște Nikes, pantalonii ăștia de la Only & Sons, pe care sincer îi ador. Nu știu, mi se pare că mi se potrivesc extrem de fine. Sunt așa super mega baggy. I love them. Like I love them. Îmi place cum îmi stă cu ei, îmi place efectiv totul. În partea de sus am un tricou, ăsta este, cred că este de la Bershka sau de la Pull&Bear. L-am luat când a fost la reducere în cap o șapcă, că trebuie să mă spăl pe păr astăzi. Și am zis că nu o să mă spăl, că și așa trebuie să mă duc la sală și o să mă spăl când vin de la sală pe păr. În ceea ce privesc cumpărăturile, nu știu exact dacă să mă duc la Lidl sau să mă duc la Penny. Mi se pare că Lidl e puțin prea departe și nici nu știu ce vreau să gătesc astăzi, actually. Aparent aș vrea să fac sushi, pentru că am cumpărat niște boluri foarte faine de la Pepco. Animalele aici se joacă, îmi pare rău. Este un haos în casă, trebuie să fac și curățenie. Am cumpărat setul ăsta de la Pepco. E un set de sushi. E foarte fain, chiar îmi place extrem de mult. Am zis că cu ocazia asta să inaugurez și eu setul ăsta, să fac astăzi niște sushi. Dar nu știu exact dacă să fac sau nu. Habar nu am. O să mă decid eu pe drum înspre Lidl sau Penny, pentru că nici așa încă nu m-am decis unde mă duc să fac cumpărături. Dar vă țin la curent, evident. Aș vrea să-mi explicați cum de este atât de cald în 27 septembrie. Sunt 27 de grade. Nu înțeleg, eu abia am așteptat să vină toamna, că se mai răcorească puțin, mi se pare că e foarte cald. Clar nu m-am îmbrăcat cum ar fi trebuit, pentru că e foarte cald pentru pantaloni lungi. Dar noaptea e foarte frig și asta nu pot să înțeleg. De ce este frig noaptea și ziua atât de cald? În septembrie, este octombrie. Imediat ar fi trebuit să fie frig. Într-o altă ordine de idei, aparent o să mergem să ne luăm o cafea, pentru că am dormit destul de prost, not gonna lie. M-am culcat la ora 6 dimineața, nu știu ce dracu se întâmplă cu mine, că pur și simplu nu pot să adorm, nu pot. Am luat și ashwagandha, că de o perioadă am început să iau ashwagandha destul de des. Am citit foarte multe despre ashwagandha, că îți dă palpitații la inimă. Aparent am și avut, când am fost la sală, puțin, foarte puțin niște palpitații la inimă. Și încerc să nu o mai iau, că văd când își face efectul, mă calmează, dormi bine și așa, dar mă trezesc foarte obosit. Nu știu din ce cauză. Și am descoperit o cafenea aici unde stau eu. Eu stau în afara orașului, by the way. Am descoperit o cafenea și vreau să mă duc să încerc diferite sortimente, pentru că au foarte multe chestii și abia aștept să vă arăt acolo. E vorba despre Etam. O să vă arăt cât de multe chestii au. Deci meniul chiar este super mega diversificat. Și asta îmi place foarte mult, că aici unde stau eu nu prea sunt foarte multe cafenele care au, nu știu, așa un meniu super mega diversificat. Creme brulee latte, winter, cinnamon latte. Sunt foarte multe chestii. And I love it. I love it. Ok, de ce nu am luat un pistachio ice coffee? Ați mai auzit de asta? Pentru că efectiv, nu știu, sunt foarte curios ce gust are. N-am mai încercat niciodată pistachio ice coffee. Ok, let's try this. Wow. This is nu, efectiv. Mamă, ce gust bun are! Cred că o să fie noua mea băutură preferată. Not gonna lie. Aparent am ajuns la Penny, că nu mai vreau să fac sushi, pentru că o să fac când vine Bianca acasă.
Aparin, cum spuneam, n-o să mai fac sushi, că o să fac mâine când vine Bianca, pentru că mâine o să vină și acasă și am zis că să fac și pentru ea, că n-o mâncat de foarte mult timp, așa că aparent o să fac niște paste cu pui și cu broccoli, preferatele mele de altfel. Și mă mai învârf pe ei să văd ce mai este, pentru că evident mereu trebuie să cumpăr ceva în plus, pentru că așa sunt formatată, din păcate. Nu știu cum sunteți voi, dar de fiecare dată când trec pe la dulciuri, nici măcar nu am o poftă sau ceva. Pur și simplu mie nu prea-mi plac dulciurile și trec pe lângă ele ca și cum nu s-a întâmplat absolut nimic. Ce, nu mi-e poftă de dulce. Sunt foarte ciudat. Eu-s cu chipsurile, by the way. Ok, so we made it. Am fost la Penny. Doar că problema este că acum mi-am adus aminte că vreau să mă duc și până la Pepco să cumpăr niște chestii. O să mergem și până la Pepco. O să fie o serie de shopping mai lungă. Ideea e că nu vreau să stric foarte mulți bani, pentru că am fost săptămâna trecută și am făcut un haul pe TikTok de la Pepco ce am cumpărat. Dar tot vreau să mă duc puțin să-mi delectez ochii, să-mi spăl ochii, pentru că eu sunt genul ăsta de om care, din păcate, îmi spăl ochii cu produse pe care ar trebui să le cumpăr, mă rog, pe care vreau să le cumpăr. Nu am un wishlist neapărat, când intru undeva, efectiv mă uit și știu, aia vreau, aia vreau, aia vreau. Sunt un risipitor de bani, dacă pot să zic așa. Stric banii foarte ușor. Da, asta e fericirea mea. Doamne, ce cățel micu, ce model. Am găsit farfuria asta, aș fi vrut să fie mai multe ca să pot să iau seturi, dar o să mai aștept. Și era să sparg asta, eram bun de plată. În fine. Și o să mai aștept să văd când aduce în stoc, că aș vrea să iau seturi de astea. Și pentru cine, și pentru când mai vin prietenii mei pe la mine, pentru că mi se par foarte drăguțe și așa tomnatice. Dar o să iau asta doar astăzi, pentru paste, că vreau să fac și niște poze foarte frumoase. Și un lucru pe care nici măcar nu știți despre mine, că de fiecare dată când ajung în secțiunea asta de kitchen, de cooking, stau și petrec o grămadă de timp, pentru că mă uit la fiecare produs în parte, mă uit să văd ce îmi lipsește de acasă. Și nu știu dacă știți, dar eu sunt foarte pasionat de tigăi, de gătit, așa mai departe, și mă pierd aici în detalii, pierd noțiunea timpului, dacă pot să zic așa, pentru că I just love this. Îmi place foarte mult, e pasiunea mea, e hobby-ul meu și investesc timp în ceea ce mă face cu adevărat fericit. Doamne, uitați ce drăguțe sunt astea. Ador. Sunt cu flori. Dar nu am unde să le pun, adică n-am cu ce să le asortez așa. Dacă tot am ajuns la lumânări, lumânarea asta cafea latte e genială și vă mai arăt una. Asta cu apple cinnamon. E genială. Și miroase foarte bine, și chiar rezistă mirosul în casă. După foarte multe plimbări, am ajuns să iau una de asta de paste. Am umblat-o pe Pepco și mi-am uitat aici cafeaua. Au pijamăluțe cu Scooby-Doo pentru copii. Mor. Nu aveți de asta și mari? Nu, numai de copii, așa e? Bine. Aparent am luat doar 3 chestii. Mi-am luat o carte de colorat. Că who knows? Oricum o să vă fac unboxing la tot ceea ce am cumpărat acasă. Mă duc și eu acasă, că e foarte, foarte, foarte cald. Îmi explică și mie cineva de ce e atât de cald, again, e foarte cald, am ajuns acasă, mamă, sunt
rupt de transpirație. După cum bine vă ziceam, astăzi trebuie să mă spăl pe păr. Rochiță este foarte iubăreț astăzi. Mă rog, el este în fiecare zi, dar ca idee, a crescut atât de mare, nici măcar nu știu cum a trecut atât de mult timp. Deja are aproape 2 ani, în ianuarie o să aibă 2 ani. Și îi dragostea mea, el este dragostea mea. Mă las să fac unboxing pentru oameni. Salută oamenii! Hello! Good! Nu o să mă las să fac unboxing-ul, dar o să-l facem împreună cu el. Pentru că... Rochiță, ce ai? După cum bine știți, am fost la Penny, am fost și la Pepco și am intrat și până la Carrefour pentru că am uitat să iau mai multe chestii și în același timp nici nu vreau să le card de la Penny pentru că eu am făcut cardio astăzi cu mersul la Penny la Pepco pentru că am umblat vreo o oră, ceva de genul, deci pentru astăzi mi-am făcut cardio, însă o să mă duc și la sală și o să fac extra cardio pe bandă și o să facem puțin brațe, cred că spate, nu știu că ieri am făcut piept, alaltă ieri am făcut picioare, deci o să facem spate și brațe astăzi, da. O să începem, bineînțeles, cu un foietaj, vreau să fac un foietaj foarte gustos, pentru că am niște caș de vacă, mi l-a adus mama Bianca. Bianca este colega mea de apartament și cea mai bună prietena mea, dacă nu știați până acum. Și o să fac cu cașul ăla de casă, abia aștept, efectiv abia aștept. Am luat și eu pâine, graham, nu prea mănânc pâine, însă mai am puțină salată de vinete în frigider. E aici și mirții. Și vreau să o termin, că nu vreau să fac risipă. Am luat niște cartofi. O să mai fac cartofi la cuptor. Bun, de la Carrefour. Ce-am mai luat de la Carrefour, dacă tot am început cu Carrefour-ul? Am luat mărar, pentru că vă ziceam că o să fac cu caș, o să pun și niște mărar. Am luat niște paste Barilla, pentru că vreau să fac niște paste cu pui și broccoli astăzi. Am luat două roșii. Am luat o ceapă. Un muștar dulce. Și am luat niște ouă, ca să mai fac și un micul dejun. Astea o să le pun aici. Bun, trecând la Penny, am luat ciuperci. Mi-am dat ciupercile foarte mult, nu știu cum să vă spun. Am luat pui, mi se pare că la Penny e mai ieftin puiul decât la Carrefour și de asta mă duc la Penny să cumpăr pui. Cred că este puțin mai ieftin și decât la Lidl, nu știu exact. Dar chiar a fost ieftin. Am luat un lapte de soia, că eu mai beau lapte și mai îmi fac câteodată mai îmi fac cafea și dacă nu... Pur și simplu îmi fac porridge, adică ovăz cu lapte de soia. Am luat niște piper mozaic, usturoi granulat, o gran cu cina, broccoli și atât. Atât am luat de la Penny. Și trecem la Pepco, unde știți bine că vi-am arătat că am luat unul de ăsta de strecurat paste. Am luat farfuria asta despre care vă spuneam. Abia aștept să fie în stoc ca să pot să iau mai multe și să am așa seturi. Pentru că, na, vă ziceam că eu mai fac mese, adică organizez cine împreună cu prietenii mei în care ori comand, ori gătesc, depinde cum am și eu chef. Mi se pare că în loc să mă duc în oraș, într-un club, să stau cu străini, mai bine stau acasă, mănânc, mă distrez, dacă vreau să beau, beau și pur și simplu petrec timp de calitate cu prietenii mei și nu cu străini în club. Nu sunt picnic sau ceva, dar pur și simplu așa m-am obișnuit și așa îmi place. Și nu în ultimul rând, am luat o carte de colorat pentru copii. Sincer, eu am mai colorat, mai ales că Bianca este graphic designer și ea pictează, are carioci, creioane, acuarele, o terminat arte și are efectiv absolut de toate. Și mi-am luat o carte de colorat. O să colorez? Nu știu. Probabil când o să fiu stresat. Dar este bine să o am aici pentru că, evident, stresul este în fiecare zi. Probabil sunteți curioși cât am stricat. Am stricat undeva la 200 de lei pe toate astea astăzi. Deci destul de mult. Am zis că nu o să stric foarte mulți bani. Ei bine, eu după aproape o oră jumătate, aici sunt. Așa fac mereu. Mereu stric bani o grămadă. Mi-am făcut un sandwich că mi-era foarte foame, nu am mâncat astăzi absolut nimic. Nu știu dacă ați încercat vreodată sandwich cald cu caș de vacă și mărar. This is amazing. This is amazing. Editez și eu vlogurile pentru voi, pentru că m-am pus pe treabă. Deja am postat 3 vloguri până acum
și chiar vreau să mă țin de treabă, vreau să mut toată activitatea aici pe YouTube. Mi se pare că pot să fac mai multe chestii interesante și să fie foarte diversificat. So here we are, așa arată pastele, eu zic arată foarte bine, Doamne, abia aștept să mănânc, abia aștept să le încerc. În aceeași ordine de idei, este ora 8:30, deja este întuneric afară, deja începe să se întunece destul de repede și ziua asta a trecut destul de repede, a fost o zi foarte bună pentru mine, am fost și la sală, n-am mai mâncat absolut nimic. Asta este al doilea fel de mâncare pe care eu îl mănânc astăzi. După cum știți, eu sunt la o kind of dietă pentru că vreau să mănânc puțin mai sănătos, nu mai vreau să bag tot felul de prostii în mine. În ultimele 2 săptămâni am slăbit 3 kg, ceea ce este foarte ok pentru că în același timp nici măcar nu m-am înfometat sau ceva. Și este foarte bine că încep să pun masă musculară, ceea ce îmi și doresc. Astea sunt pastele mele preferate, cu pui și broccoli. În același timp, cred că ar trebui să mă apuc de mukbang-uri, să povestim chestii. I know a lot of shit, like, I know everything. Sunt prea bune pastele astea, nici măcar nu mai pot să vorbesc, sunt foarte speechless. Îmi place bârfa, despre asta vreau să zic. Aș putea să discut cu voi ore întregi despre tot felul de subiecte, dar un lucru trebuie să știți despre mine, în momentul în care eu mănânc, mi-este foarte greu să vorbesc, pentru că nu mă pot concentra pe mâncare. Îmi place atât de mult mâncarea și gustul mâncării, încât sunt speechless, gen. Actually, I'm pretty happy și sunt foarte fericit și împăcat pentru mine că m-am reapucat de vlog. Nu știu câți dintre voi o să se uite la clipul ăsta, mă rog, cât de multă lume o să uite la vlogurile mele, dar simt să mă duc un pic în direcția asta, simt să fac altfel de chestii, simt puțin să-mi schimb contentul, și nu doar cu ceea ce prinde sau ceea ce este în trend sau așa mai departe, pur și simplu vreau să fac chestiile care mă definesc pe mine. Și în același timp îmi și place să fac chestia asta, nu fac prea multe în fiecare zi, dar consider că reușesc să montez clipuri care să fie foarte interactive și eu dacă ar posta cineva clipurile pe care eu le pun, eu m-aș uita, gen, mi-e place să mă uit la Anca Mădălina, by the way, o ador. Oare cum este o inspirație pentru mine, pentru că m-am tot uitat la vlogurile și am zis că bă, fata asta chiar pune suflet în clipurile pe care le face și I kind of love her, pentru că are așa un stil foarte natural și asta îmi doresc și eu pe canalul meu de YouTube, chiar dacă nu am activat aici aproape deloc, nici nu știu când ne-am strâns 63.000 de abonați. I mean, what the fuck, n-am făcut absolut nimic, am postat 7 vloguri de 5 ani de când am contul și am 63.000, this is insane. Vreau să știți că urmează foarte multe mukbang-uri, foarte multe daily vloguri. O să facem o grămadă de chestii, vreau să activez mai mult pe YouTube. Cu toate astea, sper că v-a plăcut să urmăriți genul ăsta de vloguri din partea mea. Nu uitați să dați un mare like, pentru că mă ajută extrem de mult. Extrem, extrem, extrem de mult mă ajută să dați un like. Dacă doriți să vorbim, vă aștept în comentarii, o să răspund tuturor. Și o să mă duc să-mi termin pastele cu pui și broccoli, în timp ce o să mă uit... Opa! În timp ce o să mă uit la serial. Vă pup și ne revedem data viitoare. Pa!